Suntem astăzi la Vaslui, la un eveniment deosebit. Un eveniment inițiat de câțiva prieteni ai cărții și ai bibliotecii. În prezența a numeroși oameni de litere, oficialități, prieteni, la Biblioteca Județeană Nicolae Emilescu Spătaru a avut loc lansarea cărții sugestiv intitulată Chimia, briliantul vieții. Autorii celor două volume sunt trei renumiți profesori vasluieni, Ionel Armeanu Ștefănică, Dumitru Apostolache și Nicoleta Armeanu Ștefănică. Și iată că, din nou, la Biblioteca Județeană, o altă propunere la fel de tentantă. Chimia, briliant al vieții. Surprinzător este însă altceva. Că pe coperta 1 o să avem semnătură Dumitru Apostolache, Ionel Armeanu Ștefănică, Nicoleta Armeanu Ștefănică. Este într-adevăr o bucurie să constați că oamenii, pe lângă îndeletnicirile de zi cu zi, își găsesc timp pentru a scrie, își găsesc timp pentru a veni în fața celor pe care îi apreciază cu lucruri interesante, lucruri care le pot răpi o clipă din viață. Autorii spun că au scos această carte din dragoste pentru acest domeniu, pentru mulți dintre noi necunoscut. Chimia a fost dragostea din tâi, sădită de un profesor pe care n-am să fiu, să păstrez secretul, am să-l spun, este vorba de Gheorghe Cuzincu, cel care m-a făcut să iubesc chimia, cel care m-a făcut să urmez facultatea de chimie și să profesez câțiva ani și ca profesor de chimie. Sigur, mi-a plăcut de la început chimia. Această carte vine după apariția mai multor cărți care au fost din diverse domenii, dar niciuna despre chimie. Poate una singură a fost așa mai apropiată de chimie, cea care se referea la mediu. Eu citim cărțile noastre pe marginea religiei, din acest motiv mă întrebam cum te-ați trecut de start, sigur, de la chimie la religie. Apoi, ne naștem toți creștini, toți avem o credință, toți am aderat la ea, involuntar, și nu putem să negăm. După anumiți ani, o experiență așa de o viață de aproape 60 de ani, poți să spui că atât teoria materialistă cât și cea creaționistă, și teoria evoluționistă a lui Darwin și cea creaționistă, trebuie să se interpretă, nu pot exista una fără alta. Așa că de asta și chimia are o legătură și cu religia. Eu le accept pe amândouă fără să, în egală măsură, și cred că lucrul ăsta este un lucru bun. Cartea se adresează atât celor care îndrăgesc chimia, cât și neavizaților. Cartea aceasta este mai mult un caleidoscop, dacă vreți. O carte care să vorbească altfel despre chimie, să adreseze unui cititor nu neapărat specializat în chimie, ci unui cititor care să vadă cum este aplicată chimia în viață, cam care este rolul chimiei în viață și, de asemenea, să scoată, dacă vreți, în relief și contribuțiile unor personalități, atât din România cât și din străinătate, la dezvoltarea chimiei, care și-au jertfit viața. Unii din ei chiar au murit în urma cercetărilor care le-au făcut și a descoperirilor care le-au făcut, ca noi să ajungem astăzi să putem să ne bucurăm. Cei trei autori au mai scos de-a lungul timpului o serie de volume din domenii diferite și, în mod cert, nu se vor opri aici, vor continua activitatea publicistică.